Povestea etichetelor de Max Lucado Sau cum să nu-i lași pe ceilalți să te definească pe tine Locuitorii din Vemic, eroii din povestea etichetelor, erau niște omuleți mici din lemn, ciopriți toți de un pe nume Elai Acesta și-avea atelierul pe un deal, de la cărui înălțime se vedea întrexat Fiecare omuleț era altfel unii aveau nasul mare, alții aveau ochii mari. Unii erau înalți, alții erau scunzi. Unii purtau pălărie, alții purtau costum. Însă două lucruri erau comune. Toți erau făcuți de același întâmplar și trăiau în același sat. De dimineața până seara, zi de zi, omuleții făceau un singur lucru. Lipeau etichete unul pe celălalt. Fiecare omuleț avea o cutie plină cu steluțe aurii și o cutie plină cu bulinuțe negre. Cât era ziua de lungă, îi vedeai pe străzile satului lipind steluțe sau buline unul pe celălalt. Omuleții drăguți din lemn, lustruiți și frumos vopsiți, întotdeauna primeau steluțe, dar aceia din lemn necizelat cu vopseaua sărită nu primeau decât buline. Toți steluțe primeau și cei talentați. Unii puteau ridica greutăți deasupra capului, alții puteau sări peste cutii în alte. Mai erau unii care știau cuvinte dificile, iar altele care cântau cântecele frumoase. Acestora toată lumea le dădea steluțe aurii. Așa se face că unii omuleți aveau trupul plin de steluțe. Ori de câte ori primeau câte o steluță, se simțeau atât de bine încât își doreau să mai facă ceva ca să poată primi încă una și încă una. Alții însă nu știau să facă prea multe lucruri și aveau parte doar de buline negre. Pancinelo era unul dintre aceștia din urmă. Tot timpul încerca să sară cât mai sus, dar întotdeauna cădea la pământ. Iar când ceilalți îl vedeau jos, se adunau buluc în jurul lui și îi peau buline pe el. De multe ori se mai și zgâria în cădere, lucru pentru care mai primea niște buline negre. Iar după aceea, când încerca să le explice omuleților de ce căzuse, Mereu spunea câte o neghiobie și toți se îngrămădeau să lipească și mai multe buline pe el. După un timp avea atât de multe încât nu mai vroia să iasă pe stradă. Se temea că va face iar ceva în apoda. Cine știe, o să-și uite pălăria sau o să calce într-o baltă și imediat o să primească bulinuțe. Adevărul este că avea atât de multe buline încât ceilalți omuleți veneau și îi lipeau altele Așa, fără niciun motiv. Merită mulțimea asta de buline negre, îi spunea omuleții unii altora. Este clar că nu e bun de nimic. După un timp, pancinelul a ajuns să creadă ce se spunea despre el. Așa este, nu sunt bun de nimic, îi spunea el. În rarele dăți când ieșea din casă, stătea cu cei care erau ca el, cu multe buline. Cu ei se simțea mai în largul lui. Într-o zi, sunt a întâlnit cu un omuleț total diferit de ceilalți. Nu avea nici steluțe, nici buline. Era din lemn și atât. Era o fată pe nume Lucia. Și să nu credeți că oamenii nu încercau să lipească etichete și pe ea. Încercau, numai că nu rămâneau lipite, ci cădeau. Fiindcă nu avea nicio bulină, unii o admirau atât de mult încât se grăbeau să-i lipească o steluță. Dar niciuna nu stătea lipită. Alții însă o priveau cu dispreț, fiindcă nu avea nicio stea și atunci vroiau să-i lipească o burină, dar și aceasta cădea imediat. Ca ea vreau să fiu și eu, îi trecu prin minte lui Pancinelă. Nu mai vreau să primesc etichete de la ceilalți. Așa că o întrebă pe Lucia, cum se face că ea nu are nicio etichetă? Nu no, este mare lucru, îi răspunse ea. În fiecare zi mă duc să-l văd pe Elai. Pe Elai? Da, da, pe el ai, tâmplarul. Îmi place să stau cu el în atelier. Dar de ce? Ce ar fi să descoperi singur? du la el sus pe deal? Și cu aceste cuvinte Lucia se întoarse și plecă. Dar crezi că îi va face plăcere să mă vadă? Strigă el după ea. Însă Lucia nu o mai auzi. Așa că Pancinelo se întoarse acasă, se așeză la fereastră și începu să se uite cum alergau omuleții de colo-colo, lipindu-și etichetele unul pe celălalt. Dar nu este drept, îi spuse el supărat și pe loc să hotărâ să meargă la Elai. Se îndreptă spre deal și urcă pe cărarea strâmtă până ce a ajunse în vârf. Când intră în atelier, făcu ochii mari de uimire. Toate obiectele erau uriașe, scaunul era cât el de înalt. Ca să vadă ce se află pe bancul de lucru, trebuie să se ridice pe vârfuri. Ciocanul era lung cât brațul lui. Înghițin se experiat și zise, eu aici nu rămân și se îndreptă spre ieșire. Dar chiar atunci și-a auzit numele. Pancinelo, tu ești? Se auzi un glas pătrunzător. Pancinelo se opri. Cât mă bucur să te văd, Pancinelo! Vino mai aproape, vreau să te văd mai bine. Pancinelo se întoarse încet încet și îl privi pe meșterul tâmplar. Un bărbat înalt, cu barba stufoasă. Știi cum mă cheamă? Îl întrebă Pancinelo. Bineînțeles că știu, doar eu te-am creat. El ai să aplecă, ridică de jos și la așeză lângă el pe banc. Hm, murmură meșterul îngândurat, în timp ce se uita la burinelele greale lui Pancinelo. Se pare că ai adunat ceva etichete. Nu am vrut elai, am încercat din răsputeri să fiu bun. Pancinelo, copilul meu, în fața mea nu este nevoie să te aperi. Mie, nu îmi pasă ce spun ceilalți despre tine. Chiar nu-ți pasă? Nu. Și nici ce nu ar trebui să-ți pese. Cine sunt ei să împartă etichete bune sau rele? Și ei sunt tot omuleți de lemn ca tine. Nu contează ce gândesc ei pancinelor. Contează doar ceea ce gândesc eu. Iar eu cred că ești o persoană tare deosebită. pancinelo a început să râdă. <laughs> eu deosebit? De ce aș fi deosebit? nu pot să merg repede, nu pot să sar, vopseaua mi se duce. De Deci aș însemna ceva pentru tine. El ai să uitat la panginelo, își puse mâna pe umărul lui micuț și spuse încet. Fiindcă ești al meu, de aceea însemn foarte mult pentru mine. Nimeni, niciodată, nu mai privise astfel pe Pancinelo și în plus, cel care îl privea astfel era chiar creatorul lui. Deci nu mai avea cuvinte. În fiecare zi am sperat că vei veni la mine, continua apoi Elai. Am venit, fiindcă m-am întâlnit cu cineva care nu avea niciun fel de etichetă, răspunse Pancinelo. Știu, mi-a povestit despre tine. De ea, de ce nu se prinde etichetele? Fiindcă a hotărât că este mai important ce gândesc eu despre ea decât ce gândesc alții. Etichetele se lipesc de tine doar dacă le lași. Cum adică? Etichetele se lipsesc doar dacă le consideri importante. Dar cu cât te încrezi mai mult în dragostea mea, cu atât mai puțină spasă de etichetele pe care ți le pun ceilalți oameni. Înțelegi? Păi eu uh, nu prea. El ai zâmbit. Vei înțelege cu timpul. Acum ești încă plin de buline negre. Deocamdată Îți va fi de ajuns să vii la mine în fiecare zi, iar eu îți voi aduce aminte cât de important ești pentru mine. El a el puse jos pe pancinelul. În timp ce acesta se îndrepta spre ușă, el a-i spuse. Nu uita, ești o persoană deosebită, fiindcă eu te-am creat, iar eu nu greșesc niciodată. Pancinelul nu s-a oprit din mers, dar gândi. Cred că elai chiar vorbește serios. Hm. Poate are dreptate. Și chiar în clipa aceea căzute pe el o bulină.